Nedeia Comunei Gruia s-a desfășurat în această săptămână, odată cu celebrarea Adormirii Maicii Domnului, o sărbătoare importantă pentru români. Alături de primarul Comunei Gruia, Bengescu Marian Sorin, au fost prezente și autoritățile județene, care s-au bucurat de atmosfera întreținută de numeroși artiști talentați. Jucăți cel mai frumos dans la Gruia! La munce, la 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 la, cu trecoalea mulce, la 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 la, jucat la păstat, la 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 la, ca la noi în sat. Comuna Gruia a îmbrăcat straie de sărbătoare în această săptămână. De la cei mai mici până la cei mai mari cetățeni, aceștia s-au strâns pentru a sărbători nedeia Comunei Gruia, sărbătorită în fiecare an cu prilejul Adormirii Maicii Domnului. La eveniment au fost prezenți și reprezentanții autorităților județene, printre care președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu. Bună seara, dragi locuitori ai Comunei Gruia! Înainte de toate vă rog să-mi dați voie să-i mulțumesc prietenului meu, primarul dumneavoastră Nelu Bengescu, pentru invitația și pentru bucuria pe care mi l-a făcut în această seară, invitându-mă să vin alături de dumneavoastră, în mijlocul dumneavoastră. Mulțumesc, Nelu, îți mulțumesc din suflet. Și pentru că, așa cum spunea domnul primar mai devreme, în acești ani am fost alături de dumnealui, de primărie, de consilier și de dumneavoastră, n-am venit singur, am venit însoțit de colegii mei din PSD. Dați-mi voie să îi invit alături de mine. Am venit alături de domnul primar, însoțit de echipa mea. Și dați-mi voie să îi fac așa o invitație public în prezența dumneavoastră și să-i spun că oricând este binevenit în PSD. M-aș bucura din suflet. Am venit și voi veni cu drag în continuare, mai ales că mă leagă multe lucruri de Comuna Gruia. Vom face o echipă bună în continuare, vom face o echipă pentru dumneavoastră, să vă dea Dumnezeu sănătate tuturor. Primarul Comunei Gruia, Bengescu Marian Sorin, este un primar care se implică activ în viața cetățenilor și este întotdeauna atent la nevoile acestora. Așadar, și de data aceasta a organizat pentru cetățeni un eveniment inedit, unde au fost invitați mai mulți artiști de seamă, printre care Anica Ganțu, Mariana Ganțu, formația Magheru, Angela și Ion Magheru. Vă mulțumim! Încă o dată salutăm prezența dumneavoastră. Mulțumim pentru susținerea avută și sperăm ca de aici încolo să ne susțineți în continuare și sunt convins de altfel. Programul artistic a fost unul vast, fiind invitați numeroși artiști de seamă ce au întreținut atmosfera pe tot parcursul serii. Cetățenii s-au simțit foarte bine, s-au distrat și au profitat la maxim de această sărbătoare, urmărind cu mare interes spectacolul de muzică populară. Comuna Gruia a cunoscut o dezvoltare rapidă datorită unui primar implicat, care și-a îndeplinit cu succes datoria de a asigura cetățenii un viitor la standarde europene, fiind una dintre cele mai dezvoltate comune din Mehedinți. Toate acestea au fost posibile datorită unei bune colaborări între primarul comunei, Bengescu Marian Sorin, și președintele Consiliului Județean, Aladin Georgescu. Totodată la eveniment a fost prezentă și Tania Lăin, om politic, care s-a întors la origini și a petrecut alături de prietenii din copilărie, iar oamenii locului au întâmpinat-o cu zâmbetul pe buze și îmbrățișări. Bună seara tuturor! Mă bucur să vă văd într-un număr atât de mare. Eu sunt Tania Lăin, sunt fată de-a satului de aici, de la dumneavoastră, de la Gruia. Am venit în această seară cu niște invitații special pentru dumneavoastră, știu că vă sunt dragi. Astfel de evenimente ne unesc, ne reunesc și sunt bine meritate, iar oamenii s-au distrat pe cinste în ciuda vremii capricioase.